Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta starea vremii pe continentul asiatic. Începem cu vremea de astăzi, 9-7-2022. Vremea pe continentul asiatic este capricioasă. În partea de vest și sud-vest a continentului va fi caniculă. Se vor registra 45 de grade la Riyadh, 36 la Teheran și 34 la Tbilisi. În partea de sud și sud-est a continentului, temperaturile vor fi ridicate, dar se vor registra și precipitații. Vor fi 30 de grade la Colombo, 28 la Mumbai, 37 la New Delhi, 35 la Dhaka, 32 la Singapore și 35 la Manila. Temperaturile vor fi ridicate și în partea de est a continentului, la Shanghai se vor registra 34 de grade, dar și precipitații cu descărcări electrice. 36 de grade vor fi la Beijing și 32 la Tokyo. Temperaturi mai scăzute se vor registra în partea centrală și nordică a continentului. 21 de grade la Ulaanbaatar, 22 la Magadan și 17 la Norilsk. Enumerați doi factori care duc la registrarea unor temperaturi foarte ridicate în partea de vest și sud-vest a continentului. Indicele UV are valori foarte ridicate, în special în partea sud-vestică, vestică, dar și centrală, precum și în zona insulară din sud-est. Enumerați două efecte negative ale valorilor ridicate ale indicelui UV. În ceea ce privește precipitațiile, în următoarele 24 de ore, se vor înregistra cantități ridicate de precipitații în partea sudică și sud inclusiv zona insulară. Cantități reduse de precipitații se vor înregistra și în sudul Federației Ruse. Nu se vor înregistra precipitații în vestul, sud-vestul și centrul continentului. Explicați pe scurt de ce în partea de sud. Și sud-estul Asiei se registrează frecvent cantități mai mari de precipitații comparativ cu restul continentului. Mâine, duminică, 10 -a, 7 -a 2022, temperaturile vor rămâne ridicate pe continentul Asiatic, scăzând totuși cu câteva grade în cele mai multe zone. Astfel se vor registra 45 de grade la Riyadh. 37 la Teheran, 35 la Tbilisi, 30 la Mumbai, 31 la New Delhi, 30 la Colombo, 35 la Dhaka, 31 la Singapore, 34 la Manila, 34 la Hong Kong, 33 la Shanghai, 30 la Beijing, 31 la Tokyo, mai scăzute în partea centrală și nordică din nou, 23 de grade la Ulaanbaatar, 19 la Magadan și 13 la Norilsk în partea sudică, sudestică și estică a continentului se vor înregistra din nou precipitații. Dragilor, acum vă propun și vouă să realizați un buletin meteorologic pentru vremea din Asia, conform datelor înregistrate astăzi, ziua în care vă aflați, accesând o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice pentru a colecta datele necesare realizării acestui buletin. Eu vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru. Atât pentru astăzi, eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!